Bună ziua și bine v-am găsit la Prof Online pe exerciții de matematică. La revedere, la început, la revedere. Clasa 5-a. Vorbim de pe la treabă să mai pierdem timpul. Da. Exercițiul 17 la pagina 111. 17 la 111. Precizați cardinalul mulțimilor. Mulțimea mare e egală cu soțic și dinien, cu proprietatea 4 mai mic egal de x pătrat. Mai mic decât 70. Mai mic egal decât? Nu, mai mic strict. Decât 70. 70. Și mulțimea de mare e egală cu tot x și din n, cu proprietatea. 5 mai mic decât x la 3. Mai mic egal decât tot 25. 5 mai mic egal decât x la 3, mai mic? Mai mic decât... 5 mai mic strict. Decât x la 3, mai mic egal decât tot 25. Și? După care să facem? Să facem cardinalul mulțimilor. Așa. Ia să vedem aici. Care sunt x și pe care dacă îi înlocuim, facem o treabă bună. Ce x să punem? Corect, tema ta, te gândești tu și voi. Este 4. 4 la a doua fac 16, da? Este bine, precizat, corect. Aici ar fi vorba de pătratele perfecte, cuprinse între 4 și 70. Cât este? Un pătrat perfect, cuprins între 7 și 40. Zi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unul aici? Unul cuprins între 4 și 70? Nu. La 2, 3, 4, 5. 2, deci când 2 e 4 ani. Da, până la 2. Deci egal cu puțină formată din 2. 2, pentru că pătratul este prins. Da. Apoi. 2, 3. 3, că e 9. 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8 și atât. N-ai înțeles. Părerea. Deci e vorba de acelea care la pătrat să fie cuprinse între ele. Și 2 la pătrat e 4, care încep cu 4. Apoi 3 la pătrat e 9, care e cuprins aici. Da? Și așa mai departe până la 8. De ce se oprește la 8? Pentru că, după aia, 9 la 2 e 81. 81, corect. Și atunci, cardinalul cât este? Cardinalul lui A, adică câte elemente are puțin A? Cardinalul înseamnă numărul de elemente. Adică le numeri. 7, a zis. Da? Sunt 7, le-am numărat. 7, e bine. Hai să vedem și partea asta. E vorba de toți acei X pe care le deja a treia. Adică facem cubul lor. Și trebuie de 5 și 125. Pe 5 îl putem lua oare de un profesor? Nu știu. Nu știu. Nu știu. Da, nu știu. Hai să vedem care, cu care începem. Da, Darius. Darius, nu? Da. Da. Cu câte începem? 2. 2. 2 la 3 se face. 8. 2 la 3 face. 8. Bun. Deci a început cu un element bun. 2. Apoi. Apoi cine îmi dă? 3. 3-ul, de acord că 3 la 3, cât face 3 la 3, 27, 3-ul, apoi 4, e bun și el, da. Da. 4 la 3, fac 64, și? Apoi 5, e bun 5, 5 la 3, 5 la 3, și egal, sigur că da, 5 și mai bun e 6. Nu, pentru că scrie mai mic de egal. 6 la 3 fac, nu știu cât, 3, 6, 6, 6 216. Da. Deci, mă opresc aici, atunci cardinalul lui B, lui B egal cu cât cu? 4. 4 elemente. Ce a fost aici important? Să știți că e vorba de cuburi cuprinse între 5 și 125. Cine sunt acelea? Acei X, a căror cuburi sunt cuprinse între aceste două. Ai înțeles? Da. Da. Înțeles și important să-și înțeleg cardinalul. Da. 18. Vreau 111. Fie mulțimea e mare, egală cu tot X și din N stelat. X și din N stelat. Proprietatea. 3 plus A mai mic decât 14. Unde A aparține lui N. Unde A aparține lui N. N. Cu virgulă. A, aparțin de la natural. Determinat A mic, număr natural, astfel încât? Determinat pe A mic, așa mic. Și acum avem subpuncte. A, cardinalul lui M să fie 0. Cardinalul lui M. M.
Că e mi-e funcția din bază, știi? Cardinalul e. Lui e M. Aici e M. Cardinalul e M egal 0. B. Cardinal de M egal 1. C. Cardinal de M egal 2. Cardinal de M egal 3. Nu ținem să ai de 0 elemente, 1 element, 2, 3 elemente. Să-l găsim pe A, astfel încât. Începem să ne specific mai mult din problema mea de... Deci autorul spune așa. Vreau de toții și naturale. Atenție. Toții și naturale. Cu proprietatea că 3x plus A să fie mai mic decât 14. String mai mic decât 14. Unde a, e și el un număr acolo. Aș vrea să văd cine să fie A, cât să fie A, așa în fel încât cardinalul lui M să fie egal cu 0. Adică să n-am niciun X. Da? Asta l-a semnat, să n-am niciun X. Cât să fie A, cât să pun eu pe A, încât niciun X să nu fie. Cel mai mic A. A, 0? Da. Păi dacă ai 0, fie, apare 3x mai mic decât 14 și pe x poți să-l iau. 1, că trebuie nu fac 3. Dar 0 puteți să luăm și la x? Nu, pe x-ul nu e 0. A, poate să fie 12, pentru că așa dacă îl punem pe x 1, am bani că putem să punem pe x și 0. Nu putem 0, uite, din asta. A, putem 0, super. Dacă îl punem pe x 1, o să fie 3 plus... 12, care fac 15 și este... 3 plus 12 face 15, care e... Și este mai mare decât 14. Poate să fie chiar mai mic decât... Cât ai zis tu, 12? 12, zis ea. Pare nu ar putea să fie și 11. Ia să vedem. 11 plus... A, bă, da. 3, 1, 3, 3. Și cu 11? 14. Nu-i mai trebuie mai mic strict. Stric mai mic, deci nu-l pot lua pe unul în condițiile astea. Deci merită A să înceapă de unde? De la? De la 11. De la 11 chiar. Mergem de la 11, să vedem. Da, 3 plus 11. 3 plus 11 fac 14, care nu-i stric mai mic decât 14 și deci nu-l pot lua pe X egal cu 1. Deci dacă A e 11, nu se rezolvă treaba. A, pe X egal cu 1 nu putem să luăm. Nu putem lua pe 1 și de la 1 dar trebuie să încep. Adică da. Mulțimea nu are niciun element în condiția asta. Aha. Repet. Vorba era așa. Și aș modifica greșitul. Să găsesc cel mai mic A. Ca așa un A la întâmplare o să găsesc de fiecare dată. 11. Deci cel mai mic A. Astfel încât să cardinalul lui M să fie egal cu 0 într-o primă fază. Și a fost ideea. Pentru, hai să răspundem aici. Pentru A egal cu 11, rezultă inegalitatea aceea, se scrie așa, 3 ori X plus A plus 11, plus 11, 11 mai mic strict decât 14. Scădem în 11 din ambii metri. Corect. Și apare 3 ori X mai mic strict decât 3. 3. Ce X să fie? Unde X știu sigur? X aparține din scălat. Pe acolo trebuie să da. Adică X-ul trebuie să era 1, 2, 3. Da. 0 nu putem să da. Și pentru X egal cu 1, înseamnă 3 ori 1 mai mic strict decât 3. Fals. Se vede că nici pe 1 nu-l pot lua, nu-l iau niciun X. Da? Dacă iau pe X egal cu 2, e și mai prost. E de 6 mai mic decât 3. În final, aici voi spune că mulțimea e mare, egal cu mulțime liberă. Nu-l are pe 1 măcar. Dacă mulțimea M e mulțime vidă, nu iau nici element, atunci rezultă cardinal lui M egal cu 0. Deci am răspuns la problemă. Mai departe. Pentru B. C.
cât să fie A, în cardinalul, cât, încât cardinalul din mâns să fie, cardinalul din mâns să fie 1. 10. 10. Ia să vedem dacă voi aveți dreptate. Adică 3 ori x plus 10 să fie mai mic decât 14. Deci condiția pe care o gândesc este asta. 3 ori x plus au și au zis 10. Da. Deci pentru a egal cu 10, că răspundem aici, a egal cu 10. Mai mic decât 14 și de parcă aș spune 3 ori x mai mic decât 4. Unde x este linia înstelată. Cât să fie x obligatoriu de aici? 1. Este 1, da? 3 ori 1 egal cu 3, care mi-a indicat 4. Deci aici înseamnă că m egal cu sigur element 1. Dacă punem 2. Dacă punem pe 2, se întâmplă 3 ori 2, 6, care nu mi-a indicat 4. Corect. Și atunci cardinalul lui e, pentru momentul acesta, deci pentru a avea un singur element, iată că au este, cât am spus, a egal cu 10. Ca să obțin două elemente. A egal cu 9. A egal cu 9. Deci pentru a egal cu 9, gândim. Pentru... Nu, mă scuzați, a egal cu 8. A egal cu 8, scuze. A egal cu 8. Ce devine ieșitul? 3 ori x plus 8 mai mic decât 14. Scădem pentru 8. Și vine 3 ori x plus 3 x mai mic decât 6. Unde e x-ul? E linia înstelată. Da. 1 îl putem lua, dar 2 nu îl putem lua. Deci nu are două elemente. Deci 1 îl luăm. Dar eu vreau două. A fost bine a egal cu 8? Nu. Dar eu au găsit a egal cu 7. Deci a egal cu 7 merge. Pentru că dacă iau așa, la scăderea lui 7, se întâmplă că vine 3x mai mic decât cine? 7. Și atunci sunt două valori a lui x. Și 1 și 2. Deci rezultă că atunci x aparține mulțimii valorilor, sau m-ul respectiv, m-ul, egal cu elementele 1 și 2, atunci cardinalul lui m egal cu 2. Da? Este corect așa. Iată că am găsit și în cazul ăsta, a egal cu 7. Da. Și acum pentru... Cardinalul să fie 3. 3 elemente, voi. 3 elemente, adică să fie 1, 2 și 3. Și 3. Ia. 4. 4, da. Ia să vedem. Pentru A, pentru A egal cu 4, devine relația 3 ori X plus cât? Plus 4, mai mic decât 14. Scădem pe 4 și vine 3 ori X mai mic decât 10. Și atunci, ce X poate să facă? 1, 2, 3. 1, 2 și 3. Deci rezultă pe X. X aparțin mulțimii 1, 2 și 3, care tocmai mulțimea e mare. Da? 1, 2 și 3. Bine. Uitați-vă încă o chestie. A egal 7, tu nu ai egal cu 4. Fiind aici 3X, scădem de 3 în 3. Mai înainte a fost A egal cu 10. Da. Da? Și mai acolo, la 0 a fost 11. Acolo a fost 11, pentru că nici măcar un element. Nici măcar un element. Ai înțeles, Florian? Da. Bine. Da. Și mai aveți un exercițiu. Te rog. Fie mulțimea, A mare egal cu tot și din N. Cu proprietatea 2x minus 3 mai mic decât 9. Și B egal cu tot și trece din N. Cu proprietatea Y plus 2 mai mic decât 8. Y plus 2 mai mic decât 8. Și C egal cu tot 10 din N.
proprietatea z egal cu 3 la n. 3 la n. Unde nu mic aparține lui n mare și nu mic este mai mic egal decât 2. N mai mic egal decât 2. Precizați care din propozițiile următoare sunt adevărate și care sunt false. A este egal cu B. Deci o primă propoziție ar fi. A este egal cu B. A este inclus în C. Deci A inclus în C. C este inclus în B. C inclus în B. A este egal cu C. A egal cu C. A, A B, C, D. B nu este inclus în A. E. Concluie, da? B nu este inclus în A. Da? Și B nu este egal cu C. B diferit de C. Diferit de C. Da, da. E, yes. Avem o serie de afirmații, niște propoziții. Ce trebuie să fac? Am să le găsesc concret ca să mă pot pronunța. A o mare, cine va fi? Cine lucrează în mulțimea mare? Hai zic Horia. Hai să zic că Horia fi tema lui ca să zic dacă a înțeles. Te dăm condiția, da? Deci 2x minus 3 mai mic decât 9. Da. Adunăm un 3 în ambii membri ca să scădem. Dați capăt. Dar lucrează, lucrează. Tu scrie, poate. Deci în timp ce vorbești, te uiți pe caițel, lucrezi și îmi vorbești. Deci adunăm un 3. Acum rezultă 2x mai mic decât 9 și 3, 12. Împărțim totul printr-un 2, x mai mic decât strict, mai mic decât 6. Rezultă că x aparține tuturor numerelor naturale mai mici decât 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Exact. X aparține 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Asta e mulțimea în mare. Asta e. Mergem la condiția cealaltă. Y plus 2 mai mic ca 8. Y plus 2 mai mic decât 8. Tot. Scădem un 2 ca să pierd. Scădem un 2 repede. Vorbește repede. Scădem 2. Y plus 2 mai mic decât 6. Y strict mai mic ca 6. Cum Y este și el natural, rezultă că Y aparține care mulțime? 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Asta e mulțimea B. Am găsit-o. Și pe B și pe A. La C. Să rezolvăm condiția. Z egal cu 3 la N. Începe să vezi care e din astea. Și N e mai mic egal decât 2, după. Da. Cu N mai mic egal cu 2. Ce înseamnă el, ce poate să plecească pe aceea? Poate să fie 0, 1 și 2. Exact. Deci rezultă că aparține mulțimii valorilor 0, 1, 2. Atât. 0, 1 și 2. Și atunci, acum zicem că mulțimea ce mare e la 1. Când nu e 0, 3 la 0? 1. 1. Când nu este 1? 3. 3. Când nu este 2? 9. Iată-ne că în clipa asta am găsit mulțimea A, B și C. Cele trei mulțime avem. Da, știu. Avem cele trei mulțime, A, B și C. Și să vedem cum lucrăm mai departe. A egal cu B era aici. Deci prima condiție era să vedem dacă A egal cu B. A egal cu B. Ia să vedem. E adevărat copii? Sau fals? Adevărat? E adevărat, nu? Este identic. Aceleași elemente se găsesc și acolo și acolo. Deci prima propoziție, pe 1, hai să zicem, la punctul A. Deci, spunem că este adevărat. Adevărat. Să facem? Bine. Da. Acum, următoarea. Deci, prima chestiune era așa. A egal cu B. Adevărat, în paranteze. Este adevărat, nu este fals. Mergem mai departe. A inclus în C? A. Dacă inclus în C. A. Inclus este în C? Nu, fals. A inclus în C? Fals.
ce e inclus în B? Fals. Pentru că ce să fie inclus în B, toate elementele din C trebuia să găsesc în B. Și nu fals. Și ce nu inclus, ce e inclus în B, tot fals este, da? Da. Apoi, A egal cu C? Fals. Deci A egal cu C? Tot falsă. Și? B nu este inclusă. Da. Da, B nu este inclusă. Este fals. B nu e inclusă în A. Da? E adevărat că, adică negația, B ar fi inclusă în A? Pentru că au aceleași elemente. Și teoretic, toate elementele sunt rândul A. Să ne înțelegem. O mulțime este inclusă în alta, când toate le așestea, se găsești dincolo. Da. Și dacă aș vrea negația, adică B este inclus în A, deci să nu tai e inclus. Da. B e inclus în A? Da. E adevărat. Și atunci negația, dacă cu prima B inclus în A e adevărat, negația este falsă. Deci B nu este inclus în A, este falsă. De B este inclus în A. Da. B diferit de ce? Este adevărat. Nu se vale. B diferit de ce? Corect. B diferit de ce este adevărat. Cu asta am terminat. Facem de olimpiază subiectul de la 19. Gata, da? Facem repede să ne încadrăm. Ai înțeles, Oriana? Olimpiada de matematică, fața pe școală. Așa. Fața 5-a. Dacă vreți să scrieți capitolul, poate... Deci faza pe școală. Fața 5-a, să înțelegeți? Da. Bun. Se consideră numele. A mic egal cu? E. Nu care. A mic. Egal cu. Paranteză pătrată. 2 la 30 la a doua. 2 la 30. La a doua. Așa în scară, da? Nu, așa în scară. Așa. 2 la 30 la a doua ori. 2 la a șasea, totul la 100. Totul așa. Aici, dacă e totul la 100, așa. Dacă e așa, așa. Așa, da, ajunge. La 100. Ori 2. Plus 32 la a patra, totul la 100. La a patra, totul la 100. Împărțit la 2 la 500. Acum totul la a doua, așa, plus 2 la 3004. La 3004. B mic egal cu? B mic egal cu 5 ori. Deci de paranteză. 3 la 2002. 3 la 2002. Minus 27 la 667. Minus 9 la puterea 1000. Arătați că numerele A și B sunt pătrate perfecte. Deci A, B, perfecte, da? Da. A, și la B, B, comparați numerele A și B. Deci trebuie la A mic. Să arătăm că sunt pătrate perfecte. A, B, B, egal, B, B. Da. Și la B, să comparăm pe A și B. Comparați. Numere. Numere. A, B. La comandă... Da, bine. Ești în primul banc aici. Hai, egal cu. Hai să lucrăm. Hai, egal cu. Hai, egal cu. 2 la 930, 900. Da? 900, corect. Da, la 900. Ori 2 la 600. 2 la 700. Ori 2. Da. Plus 32 la 400. 32 la 400. Ori Davide, ori Darius. Împărțit 2 la 600. Ori împărțit. Da, e dar așa. Plus 3 de la 500. 2 la 500, da. Totul la... A doua. Da, plus 2 la... 2 la 300. Egal cu. Daria? Eu? Apoi este egal cu... 2 la 900... 2 la... 600. 2 la 1000... 501. Așa, 2 la 1500. 2 la 1501. 1.
plus datele. Deci 2 pot să scriu ca 2 la a 5-a, cred că. De la 5-a. De la 5-a, cât de la 4-a, 16? De la 5-a fac 32. De la 800. No. Da. Deci 32 nu-i 2 la... Am de 2 la 5-a, 2 la 5-a, 2 la 4-a. Deci 2 la 5-a, 2 la 4, 2 la 5-a, 2 la 400. De te împărți la 2 la 500. Da. Tot închiparea de la 2 la 2, plus 2 la 3004. 2 la 3004. Deci paranteză pătrată. Egal. Da. Paranteză pătrată. 2 la 1501. Da. Plus 2 la 900. Ca la 900. La 2000. De la 2000. La 2000. Da. Și împărți la... Hai să faci repede. Împărți la 500, adică 2 la 1500. 2 la 1500. Totul la a doua. Totul la a doua. Și plus 2 la? 2 la 3004. Egal cu? Adio? Da. Nu fac adunarea. Cum fac? Acolo. Zi voria, e? Dăm factor comun. Dăm factor comun. 2 la 1500. 2 la 1500 dăm factor comun, 2 la 1501, 2 la 1500, dăm cel mai mic. Deci egal cu 2 la puterea 1500 pe lângă... 5 de 5, 2 ori, da? Pe lângă 2 plus 1. 2 plus 1, adică ori 3, zicem de la asta, da? Plus... E și totul la a doua, domnul. Așa, și totul la a doua, am început, la a doua. Plus 2 la puterea... 3400, simt folia. 2 la 500. Egal cu. Daria, Daria. Da, eu ce ne-am luat. O să fie 2 la 1500, totul la a doua. Adică la cât? Adică 2 la 1501. La 1500 la a doua? Da. 2 la 1500, totul la a doua. Cât? 2 la... 3.000, da. 3.000, da. 1.500. Ce mi-ți spuneți? 1.500. Deci 2 la 3.000. Plus 9. Ori. Ori 9. Da. Plus? Plus 2 la 3.400. Și acum, cum a ce se face? Cine are idei? Eu trebuie să aflăm doar că e pătrat perfect. Da, cine are idei? Cum facem? Putem să scriem pe 9 ca 2 la 3. Bine, 3 la 2. Nu 2 la 3, 3 la 2. Ce facem în situația asta, copii? Păi, am putea să ducem. Am putea să scriem pe 2 la 3.000 și 2 la 3.400, am putea să perfect. Da, totalul trebuie să fie pătrat. Haideți. Păi, nu, dacă e suma a două pătrate perfect, nu întâi am pătrat perfect. 3 la 2, pe 9.900. Dar lasă-mi să dăm pe 2 la 3.000. Da. Așa, păi! La 3 mic, comun. Da, da. Cel mai mic, să scoate în factor comun. Deci e cam mai departe cu 2 la puterea 3.000. Pe lângă 9, plus 2 la 4. 2 la 4. 2 la 4. Așa. 2 la 4. 4. Și o să fie egal cu 2 la 3.000. Ori 2 la 4, care e 16, plus 9, 25. Ori 25. Bine, și? Și egal cu dacă eu trebuie să iei la urmă. Să iei ceva tot la urmă. Cum să fac? Faci, uite, putem 25 și 5 la 2. Bun. La 2. Păi ne-a rezolvat. Și faci calcul. Și că aici vreau să iei tot. Cum să faci calcul acolo 2 la 3.000? Mă refer să fac și la 25 să fac. La 2 la 1.000. 500 totul la a doua. Corect. Deci egal mai departe cu 2 la puterea 1500. Totul la a doua, dar de vechi, bine? Da. De la 1500 totul la a doua. 5 la a doua. 5 la a doua, care înseamnă? Cine? Tu, David. 2 la 1500. 2 la 1500. 2 la 1500, care e 3.000. Cum e 3.000? Se cuvece la același lucru. Da? Este 2 la 1500, ori 5, totul la a doua. Și de acum asta la a doua. Acolo vreau mesajul.
Deci egal cu 2 la puterea 1500 ori 5, totul la puterea a doua, care e egal cu pătrat de fete. Deci acum n-am spus computat de fete. Dar cine spune, comparați A cu B? Dar stai să puțin, am făcut pe A și am arătat literatura perfectă. Insist. Ce vi s-a părut? Merită să ne întoarcă un pic de ieșiți. Frumos. Ce ne-a plăcut aici? Ce a mers? Ce lucru interesant? Când am spus mai mult în faptul că... Asta. Da, asta ne-a vă tot solicita, așa aici a fost, 30 la a doua, 900, cum se mulțesc niște puteri, 2 la 1500 și aici, odată, 2 la 1500 și a scos în factor comun. Deci chestia a fost toate la factor comun, da? Bun. Pentru copii când am văzut exercițiu să boteze înapoi. Da. De ce? A dat testele înapoi, nu e greu și nu mai vreau să fac. Nu o să face așa, trebuie să punem. Noi avem totuși întotdeauna partea aceea de pregătire care înseamnă reușesc. Că dacă tu îți spui, o, prea greu. Domnul profesor, unii copii ziceau, doamna a terminat și dădeau voi acolo. Asta e, B. Asta, punctul B. E calcul. Hai să vedem 5, ori scriu. 3 la puterea 202 minus 2, 27 la 667 minus 9 la puterea 1000. Dar nu se poate să scriem ca pe 27 ca 3 la ceva și pe 9 ca 3 la ceva. Ca să fie totul puterea de 3, da? Da. Dar ai ceva de spus? Nu, da, da.5 ori 3 la 2002 minus 3 la 2001 minus 3 la 2000, scoatem pe 3 la 2000 fac pe 2000. Da. Și va rezulta 5 ori. 3 la 2000. 3 la 2000. Pe lângă Darius, pe lângă Darius. 3 la 2000 pe lângă 1. Da. La 3 la 2000. Da. Pe lângă 1. 1 de unde? De acolo? Da, de la 2000. Păi dacă ați spus 3 la 2000, vezi aici la 1 acolo scris, până ajungi de acolo. Aici ce te-a rămas? 3 la 2. Așa am spus, că nu mă tenea asta, deci el ați spus cu minus. 3 la 2. 3 la 2. 3 la 2. Și minus? Minusul. Vrei să spui cu 1 încet. Dar el e minusul acolo, poziția. N-am voie. Deci egal cu 5 ori 3 la 2000 pe lângă 3 la 2 face 9, 3 ori 5. Care e egal mai departe? Cu 5 la 2 3 la 2000. Dar de toate idei, că vreau să fii pătrat perfect, răspund de 3 la 2000 ca fiind? 1002. De la 1000 tot la 2. Corect. 3 la 1000 tot la 2. Ca să fii 2 acela. 3 la 1000 tot la 2. Și atunci ăsta la 2 la 2 va face 5 ori 3 la 1000. Nu? Da. 5 ori 3 la 1000 tot la 2. Așa, tot la 2. Deci ăsta e la 2, așa e la 2, n-am aranjat, iată, e la 2 pătrat. Deci este pătrat perfect. Acum avem, hai să ne uităm la ce formare au. 2 la 1500. 2 la puterea 1500. Ori 5. Totul la 2. Iar B arată 3 la 1000 ori 5 totul la 2. Le-ați făcut pătrate perfecte. Acum trebuie să le comparăm. Dacă era 2 la 1000
să scoatem doiul. Adică, zi. Scoatem doiul și rămâne de la 1500 5. Și 2-ul și rămâne 2 la 1500 cu 3 la 1000. Deci el se sesează că amândouă numele sunt la aceeași exponent. Ce aș putea duce tu aici? Și atunci noi vrem să compare bazele. Da. Deci, compară. Pe 2 la 1500, 2 la 1500 ori 5, cu vecinul său, 3 la puterea 1000, ori 5. Păi cine mai folosește 5? Păi da, cine mai folosește 5? Împărțim titlul 5 pe amul 2, atunci rămâne 2 la puterea 1500, cu vecinul său, 3 la puterea 1000. Și nu mai e 2 la 1000. Da, așa și cuvântul tău nu merge. A, pe 2 la 1000, ce se putem să spunem ca 2 la 1000, 2 la, la puterea 1000, ori 2 la 15. Zi, Horia. 2 la puterea 15, totul la 100. Asta, vezi? Vedeți că el vede aici la 100. Cu 3 la 10? Păi da, asta. Cu culoarul care îți trebuie. Acum mi-e micșorez. Deci 2 la puterea a 15-a, totul la 100, cu vecinul așezat, 3 la puterea... A câta copii? 10. 10. Totul la 100. Și acum, acum același exponent, subliniem, trebuie să comparăm. Deci, echivalent, comparăm pe 2 la 15 cu 3 la 10. Cu 3 la 10. Iată. Cine îmi spune cum face? Doi la trei la a doua. Da. Tot 3 la 2, tot 5 la 5. Tot la 5. A, păi 3 la 2 e cel mai mare. Și acum, 2 la 3 este mai? Mai. 2 la 3? Domn profesor, 3 la 2, 3 la 2 face 9, 2 la 3 face 8. Păi de ce nu ne-am prins de bună acum când ne-a zis de nevastă când e 3 și 2 la ceva? Înseamnă că 3 e mai mare. Trebuie să ajunge acolo. Însă, am spus așa. Când vedeți cu baza 2 și 3, autorii pleacă de la 2 la 3, adică 8 e mai mic decât 9. Și 8 mai mic decât 9 și a fost toate mișcările, ceea ce autorul a dus. Adică ăla de pe locul 1, cine a fost? Deci care e mai mic? A mai mic avem. Deci echivalent, acum să spunem, echivalent cu lucrul acesta, A mai mic decât B. Da? Deci am arătat, A e mai mic decât B, am comparat numele. Care a fost secretul la comparația asta? Am tot lucrat acolo. Autorul a fost drăguț și cu pătrate perfecte. Ca să le dea deodată un prim impuls. Am renunțat la exponent și am comparat bazele. Și tot ne-am pus așa înapoi. La 100 după aceea l-a sindicat. A fost foarte tare observația cu 100. Așa puteam să mergem la a doua, la a doua. Da. Și pierdeam mult timp. Când ai văzut două zerouri acolo și două din partea cealaltă, totul la 100. Și de tot alte puteri, adică alte două baze. Și uite așa, am promis înapoi și vedeam... Un număr este cu 16 mai mare decât altul. Vreau să fac... Un pic, să citim, că noi suntem la prima civil, nu știm eu. Deci un număr este cu 16 mai mare decât altul. Cum scriem asta? A este egal cu 16... Deci A înseamnă că e mai mare, da? A egal cu 16 plus B. Da? Fiindcă A e mai mare decât B. Asta e. Da. Împărțind suma celor două numere la diferența lor, A, deci, adică... A plus B. Împărțind suma la diferență. A minus B. Obținem câtul egal cu 37. Rezultă câtul 37 câtul egal cu 37 și restul 8 și restul egal cu 37. Aflați cele două numere.
Un pic să... S-o mai citim o dată, nu? Să vedem dacă am pus bine, domnul profesor. Deci un număr este mai mare cu 16 decât altul. Împărțind suma celor două numere la diferența lor, obținem câtul egal cu 37 și restul lor, la fac cele două numere. Cum s-ar duca asta? Cine este asta? Este teorema împărțirii cu rest. Adică de împărțitul egal cu orea. Cu împărțitorul ori câtul plus restul. Asta spune. Zi-te acum că rog să vorbești. A plus B. A plus B egal cu A minus B. A minus B. Ori. O 37 da. plus 8. Adică A... Și mai adăugăm că A este egal cu 16 plus B. Da. Așa, facem B plus 16 plus B. Adică locuim pe A da. Aici. Oriunde vedem A, punem asta. Da. Bine. B plus 16 plus B este egal cu A minus B plus 16. A minus B este tocmai 16, iau cu 16. 37 plus 8. 8. Adică 2 de B egal 2 de B plus 16 egal cu 16. 2 de B plus 16 este egal cu 16 ori 37 plus 8. Așa, nu știu, vă rog, 16 ori 37. 16 ori 37, copii. Plus 8, 600 de B. 600, 7 ori 6, 4, 2. Căci cu 8 de la 600, da. Egal cu 600, de unde rezultă că 2B va fi 600 minus 16. B egal cu 300. 500, cât este? B egal cu 300. Nu cred. Nu, nu o face. Da, deci faci minus 16. O să fie 584. De unde B simplu va fi egal cu? 584. B va fi egal cu 292. 80. 92. Îi rămâne un milan. Deci în început și la mine, da, da, da. 292. Deci, atât de la TV l-am găsit. Au cât va fi? 292 plus 16. 292 plus 16 face cât? 308. Da. 308. Asta a fost rămâne. Ce a avut autorul ăștia? Era la împărțirii cu rest. Corect. Dacă știm asta, și primul locul e acela. Mai avem o problemă. Suma dintre vârsta tatălui și vârstele celor doi copii gemeni ai săi este egală cu 40. Deci vârsta tatălui plus vârstele celor doi copii gemeni ai săi. Deci de două ori. De copii, să spun vreți. Da, egal 40. Egal cu 40. Peste 16 ani, vârsta tatălui va fi egală cu suma vârstelor copiilor gemeni. Adică... Peste 16 ani. Adică 16 plus T este egal cu o vârstă de-a copilului plus... O să fie egal cu 2 ori vârsta copilului plus 32. Că fiecare copil crește cu 16, da, chiar dacă sunt gemeni sau nu. 16 plus 16 de 32, adică 2 vârsta tatălui plus 16 este egal cu 2 vârsta copilului, copilor, plus 32. 32. Deci, am văzut și nu, nu stagnează și nu crește. Să-și un pic, peste 16 ani. Peste 16 ani, tata cât va avea? Tata va avea V plus 16. V plus 16. Da. Plus. Deci peste 16 ani, vârsta tatălui va fi egală cu suma vârstelor copiilor gemeni. Adică suma vârstelor, adică așa mai spune, un copil plus 16 și încă plus un VC plus 16. Adică de două ori, VC plus 16, bine? Da. De două ori VC plus 16. Așa spune, câți ani are tatăl și câți ani au avut gemeni azi? De unul la unul. Echivalent. Domnul profesor, scrieți lui pe cosie mai... Bun. Atunci, vârsta tatălui plus 16 egal cu de 2 ori vârsta copiilor plus 32, da? Trebuie să scadem un 16. Credem un 16 peste tot? Da. Și atunci ce zici, da? Vârsta tatălui egal cu 2 VC da. Plus
plus 16. Ce să facem, ce să facem? Și m-am prima relație, cu vârsta tatălui, plus de două ori vârsta copiilor, egal cu 40. Înlocuim. Îl ducem pe 2VC, unde scădem un 2VC. Nu, dar în loc de vârsta tatălui scriem 2VC plus 16. Așa. Cum de vârstă, punem 2VC plus 16. Și atunci prima devinere, prima relație. 2VC plus 16 plus 16 plus 2VC plus 2VC și fac 40 și eram 40. Dânde 2VC plus 2VC se cupează și fac 4VC plus 16 egal cu 40. Din 16, din, scădem cu 16, dânde va deveni 4VC este egal cu 24. Corect, da. Copil. Și doi copii, 22 cu 20. Dar nu mă interesează doi copii, un copil să ce bătare. Da, dar și tatăl. Și tatăl. Și tatăl. Să... Adică 22 cu 22, 44. Deci mai citim o dată programa. Da. Practic, la patru mamă. Da. De suma dintre vârsta tatălui și vârstele celor doi copii gemeni ai săi... Acum, suma lor este? 40. Peste 16 ani, vârsta tatălui va fi egală cu suma vârstelor copiilor gemeni. Dar asta s-a venit 22. Câți ani are tatăl și câți ani au gemeni astăzi? Astăzi? Și 6. 6 ani. Nu, dar atunci avea 6 ani. Mai ce cum poate fi? Eu nu vă invit totdeauna să fim atenți la exprimare. Deci, suma dintre vârsta tatălui și vârstele celor doi copii gemenei săi este egală cu 40. Acum e 40. Așa. Acum se întâmplă asta. Deci copilul are 6 ani. Peste copilul are 6 ani. Și tatăl? Și tatăl o să fie 6 plus 6 plus 16. 26. 26. Cât ani te-ai pus-o? 26. Ba nu. Că faci... Păi dai 28. Păi să rupim în prima domn profesor. Păi 40 minus 28. 12. 40 minus 28. 28. Deci de aceea trebuie să fim foarte atenți la exprimare. Deci autorul spune așa. Acum tatăl, ăsta tatălui plus, de dori ăsta copilul, fac atâta. Da? Este 16 ani, se întâmplă o situație. Cât are acum? Cât are acum? Acum, corect. Și răspunsul? Nu peste 16 ani, corect? Da. Cât are acum? Copilul are 6 ani. Da. Și atunci, vârsta tatălui? Vârsta tatălui va fi egală 40 minus 10. 40 minus de 2 ori 6. Și 40 minus 12? Egal cu 28. 28. Asta a fost subiectul de olimpiad. Dar nu frumușel în faza locală, în faza pe școală. Când e faza pe școală, e faza de masă, să zicem așa, da? Adică toți copiii trebuie să facă ceva. Corect. Este momentul acela dificil când sunt copii care îmi dau foaia goală. Atunci, pentru profesor respectiv, este un moment trist. Așa trebuie să fie. Mai trist că la faza... Subiectul a fost gândit, să zicem, în cadrul grupului profesori, la nivelul submediu chiar. La nivelul... Da? Submediu. Pentru că aproape nu nici la nivelul unei teze. Pentru că nu-i materia cuprinsă, ziceți, nu? Da, nu numai pentru asta. La teză, tot așa la nivelul mediu trebuie să te duci la clasă. Da, dar din toată materia făcută până în acel moment. Da, sigur că da. Și aici. Aici nu-i materia, nu-i jumătate. Păi n-am de-am pus o cuprindere. Au făcut puteri, operații cu puteri. Da. Și acolo, cu cumpărarea două puteri. Da. Deci primul a fost mai fain. Mai de, da. de, mai,
mai deschis, mai... Da. Ce vreau să facă... Vă clasa 4-a și te-o rămân bărții de curiești. Dar noi am fost la prof fantezie și nu m-am avut așa de mult timp. Da. La voi, la clasa? La ISO, da, da, la 9. Da, dar n-am dat testul ăla, adică nu l-a dat chiar azi. A fost așa o simulare. Cum? Asta e simulare, nu-i fază, e simulare. Le-a dat să ce arată ce vrei să facă. Le-a dat la toți, la clasă. Da, da, da. Și cât au făcut? Păi da, s-a scris, s-a scris jumătate de clasă și ăsta a reușit să facă cel puțin 2 exerciții, doar 3. 2 exerciții? Și suntem 25 clasă. Majoritatea copilor au zis, doamne, prea greu, eu nu mă bag. Da. Și-a predat teza înapoi. Da. Deci nu s-au bătat. Da, nu s-au bătat. După de nu s-au speriat. E un semn de întrebare pentru profesorul de la clasă. Sigur, sigur. Deci au fost niște chestiuni de nivel mediu, hai să spun așa. Cu invitația de a face cât mai mulți copii. Corect. Și între ei, acum și-au spus așa, băi, zbărăție profesorul, nu arată bine situația mea. Nu arată deloc. Asta în condițiile care ar fi niște oameni conștienți de tot ce se întâmplă. Că ei știau foarte bine nivelul clasă. Credeți că ei nu știu nivelul clasă? Da, domn profesor, nu credeți că există și posibilitatea ca ei, când au văzut că e din lucru și atâtea puteri acolo, să fie abandonat ei fără să... Poate știau să facă. Poate l-au vrut. Tu mergi pe chestia asta altă, că ei parcă au sfidat. Exact, și eu cred. Și n-au vrut să se... N-au auzit, eu când am văzut puteri le-am dat. Da. Sau, am știut ultima problemă și... A fost bun, da, și apoi... Nu, pentru la angajament corect, aș fi zis așa. Notele le trec în cadrul. Asta e, domnule. Asta e, atunci îi punea pe toți pe joc. Și nimeni nu avea cum să renunțe la... Subiect. Subiect. Da? Atunci să vedeți ce munceau. Da. Eu, băi, sunt pune în roata. Corect. Da. Corect. Ei nu te motivează. Trebuia motivați. Da, da. Să facem sinteză. Să ne experiți cu acela. Corect. Am mai 10. Sinteza. Ore. Facem așa. Am făcut... Am făcut așa. Mulțim. Operații cu mulțim. Batea puteri, operații cu puteri. Operații cu puteri. Și teorema împărțirii cu rest. Factor comun. Da, factor comun, foarte important. Comun. Teorema împărțirii cu rest. Compararea a două puteri. Compararea a două puteri, corect. Teorema împărțirii cu rest. Teorema împărțirii cu rest. Și problema asta cu vârsta. Și un sistem de ecuații. Da. E un sistem ăsta cu o dată o relație și o altă relație. Da, și la vârstă la fel. Da, domnule. Rezolvarea unor probleme cu două necunoscute, sisteme. Faceți finalul, copii. Să nu uitați să dați like și să vă abonați la proful online. La revedere! Și nu numai asta, mă. Spuneți la colegi și la prieteni și la neamul și la tot. La neamul, mă, așa. Și din alte orașe.